Astăzi a avut loc un protest la Giurgiu, o să vedem câteva imagini, colegii noștri le arată chiar acum pe ecran. S-au adunat câțiva activiști, mă rog, avem și un partid politic care s-a lipit la protestul acesta. De partea cealaltă a Dunării au fost mult mai mulți oameni, la ruse, care s-au revoltat și și-au trimis chiar reprezentantul aici la Giurgiu pentru a spune că îi afectează și pe ei, pentru că poluarea de la Giurgiu se va duce peste Dunăre până la ei în oraș. Ei bine, Consiliul Local, la inițiativa primarului Anghelescu de acolo, de la Giurgiu, reușește ceva important, și anume impune printr-o hotărâre de Consiliul Local o limită de 1000 de metri, adică de un kilometru față de locuințe, mizând pe faptul că așa există prevederea în lege pentru gropile de gunoi. Și dacă la gropile care nu ard, mă rog, sperăm să nu ardă, e limita de un kilometru, așa ar trebui să fie și la incinerator. Acum rămâne de văzut dacă hotărârea asta va fi atacată, că știm, așa e la noi. Hotărăște primarul, vine prefectul sau mai știu eu cine și o desființează. Dar, repet, s-au adunat două orașe de pe malul drept și de pe malul stâng al Dunării să spună, vrem aer, nu ne omorâți. Într-o țară și așa sufocată de poluare, cineva s-a gândit că asta mai trebuie. Un incinerator în mijlocul orașului, doamna Șandru. După ce am avut acele bombe cu GPL peste tot, în fiecare cartier, în fiecare colț de stradă, ajungem să avem și astfel de incineratoare între case, printre oameni. Pentru că nimeni nu se gândește la faptul că trebuie să și trăiască oamenii, nu doar să facă unii bani. Nu crește și nu a crescut suficient de mult prăpastia asta între săraci și bogați, haideți să o facem să fie și mai mare. Asta își doresc unii. Eu mă bucur foarte mult că Consiliul Local de acolo din Giurgiu și primarul Adrian Anghelescu nu se lasă. Pentru că sunt convinsă că le este și lor greu să se lupte cu unii care au foarte mulți bani, care au putut să obțină toate avizele astea, care costă enorm de mult și care... efectiv, nu se gândesc și la sănătatea oamenilor. De o parte și de alta a Dunării, iată, adică și din Giurgiu și din Ruse.